Cristina, spune-mi, te rog, ce rezultate ai obținut în aceste 4 săptămâni de colaborare? Am reușit să ajung înapoi la kilogramele pe care le-am avut înainte de sarcină și să revin la forma fizică pe care am avut-o. Am slăbit 6 kilograme, minus 13 centimetri în talie și am reușit să pun masă musculară pe picioare și să îmi readuc musculatura la piciorul fracturat înainte la același nivel cu celălalt. Cât timp are băiețelul acum? Când ai început tu colaborarea cu mine, cât timp avea? 2 luni. 2 luni, ok, wow, super tare, bravo cu organizarea. Și ce s-a mai schimbat în viața ta, în afară de aspectul fizic? Am mult mai multă energie, deși nu dorm 7 ore pe noapte, dorm mult mai puțin, uneori deloc. Din punct de vedere al sănătății s-au schimbat multe, pentru că mi-am reglat tranzitul intestinal, oarecum am vindecat și hemoroizii de după naștere. Mult mai multă organizare, educație. Ce ți-a plăcut cel mai mult în acest program, Cristina? Că am reușit să slăbesc și nu am avut nevoie de a mânca cât pentru doi, iar calitatea laptelui nu a fost afectată prin postul intermitent. Foarte bine că ai menționat acest aspect. Deci, ca să înțeleg, tu ai slăbit 6 kg în prima lună, 13 cm pe talie și nu ți-a scăzut deloc lactația, corect? Lactația a rămas la fel de abundentă ca și înainte, la fel și calitate, pentru că piticul încă ia în greutate mult mai mult decât ar trebui. Au fost antrenamentele pentru tine. Știu că tu te-ai antrenat acasă cu greutatea corpului și cu TRX-ul, da? Da, la început a fost un pic cam greu, pentru că nu am făcut efort fizic pentru aproape 2 ani de zile. A fost un pic greu să revin, de fapt, la activitate, La rutina în sine. dar rutina în sine, de fapt. Dar apoi foarte ușor, pentru că toate videoclipurile sunt foarte bine explicate, pe înțelesul tuturor, și am reușit să fac asta acasă, în timpul în care poate trebuia să fug să alăptez, să schimb un Pampers sau să încerc să îl fac să se calmeze. Deci nu trebuia să sacrifici timpul pentru familie ca tu să poți să îți pregătești această rutină, da? Exact. Și în legătură cu nutriția? Am introdus, reintrodus foarte multe alimente pe care eu nu le-am consumat, pentru că nu mi-a plăcut niciodată gustul lor, dar prin rețetele tale am reușit să trec peste Poți să-mi dai câteva exemple de ingrediente care nu mâncai înainte? tot ce este verde, de fapt. Broccoli, spanac, salată. Da, mai ales că spuneai că nici soțul tău nu este neapărat fan legume și atunci era ușor să renunți cumva la ideea de legume, cred. Foarte ușor de a merge, luăm de la restaurant sau KFC sau să comandăm o pizza. Și Excelent. bineînțeles că nu mai consumăm băuturi carbogazoase. Ce ai de spus pentru persoanele care nu reușesc să slăbească singuri și tot caută momentul potrivit să acționeze? Adică și la tine ai fi putut să zici că mai am un copil de 2 luni, nu e momentul potrivit. Da, acum noi vorbim. O, ce micuți sunt. Dacă chiar vrei să faci o schimbare în viața ta, poți să o faci atunci când te hotărăști, că dacă e să o amâni pentru luni, pentru mâine, pentru poimâine, nu o să se întâmple. Trebuie să acționezi chiar atunci când îți vine ideea. Chiar funcționează. Eu am intrat un pic cam sceptică, pentru că mă așteptam să fie foarte multe chestii care nu o să pot să le fac, nu o să pot să le țin. De exemplu, să nu pot să gătesc, să nu am timp pentru exerciții, dar tot programul e făcut în așa fel încât să ai timp pentru toate. Cât timp ți-a luat așa per total pe săptămână dacă facem un calcul la antrenamentele și partea de pregătire a meselor, așa ca și ore, un aproximativ? 2 ore, 2 ore jumate maxim. A partea de mișcare și încă 2 ore jumate partea de pregătire a meselor sau cum? Da, cam așa. Cam așa. Deci undeva ai investit undeva pe la 5 ore pe săptămână, să înțeleg. 5 ore pe săptămână. Bine, Cristina, super mulțumesc că ai participat la acest testimoniu Eu și îți ai spus și de mulțumesc experiența foarte ta. frumos. Și îți doresc Chiar a fost mult spor în continuare. la fel.